Salutare, măi papanoși! Nu știu dacă vă aduceți aminte sau nu vă aduceți aminte, astăzi continuăm cu încă o rețetă de dovleac. Și anume, o rețetă cu dovleac pop, budincă de dovleac pop. Am aici lapte, o să vă las gramajele în descriere, după cum spune că v-ați obișnuit. O coajă de lămâie, o să folosim unt, zahăr brun, amidon, dovleac și un praf de sare. Și cam asta e tot în nebunia. Pentru început, punem laptele la încălzit. Separăm ouăle normal, folosim doar cărbenușurile. Bănuiesc că vă aduceți aminte cum facem asta, pentru că vă mai explic cum separăm niște ouă. 3 cărbenușuri după cum se vede, esența de vanilie, punem zahărul brun peste ouă, le batem bine, pentru că facem o cremă. Normal, zahărul se mai topească și când o să le punem toate împreună. Și dacă nu vă convine la final, cum este cu dovleacul, îl putem blenda înainte. Dar este foarte bine copt, deci nu avem nicio problemă. La final punem untul și punem și coaja de lămâie. Aceasta este opțional, doar că mie îmi place să picior. Punem și coaja de lămâie. Asta este opțional, dacă vă place sau nu. Aparent face mișto de noi. Amestecăm nebunia asta, punem și un praf de sare, pentru că bănuiesc că vă aduceți aminte, dar sarea potențează și ca să fie treaba, punem și amidonul și asta este toată nebunia, o cremă foarte simplă, o dăm pe jos. Puțin din lapte, cât să temperăm bine crema, pentru că nu dorim să se tacă normal. Dar acum, înapoi se spală. Iar apoi cu suc, până când se întărește frumos și cam asta e toată budinca. Va foarte. De data asta v-am arătat o variantă foarte simplă a unui budinci. Puteți să vă jucați cum vă dorește el. Și amestecăm din când în când, până când se întărește frumos.
se gătesc toate cele din, din interiorul crenei, bubince, vreți. O să vedeți la final cum o să arate mai exact. Iar acum, la strânul este crema, dar punem un tot să-l facem și mai frumos, și mai cremos. Ca să nu mai lungim atât, o să le punem la frigider pentru cel puțin 2-3 ore, dacă nu chiar mai mult sau mai puțin, cum aveți de frigiderul de performant. Asta că ne vedem după, să vă arăt cum e finisat. One eternity later. Cam asta a spus budinca de Dacă nu te-ai făcut, 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 nu te-ai făcut,